Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară invitat o avem pe doamna Florentina Mateescu, psiholog și practician. Și ar trebui, Florentina, când te prezint pe tine, să prezint o grămadă de titluri, o grămadă de școli pe care tu le-ai făcut, însă ești atât de modestă că niciodată nu te, cum să spun, nu te lauzi cu tot ceea ce ai făcut și cu tot ceea ce faci de zeci de ani. Îți mulțumesc că ești alături de noi. Am propus astăzi să vorbim despre practicile spirituale într-o lume modernă, un subiect de extrem de interesant și de vast. Cu siguranță nu o să-l terminăm într-o singură emisiune. Dar înainte să intru în subiect, vreau să răspund așa câteva cuvinte, nu foarte multe, pentru că nu îmi place să dau apă la moară. Dar aș vrea să îi rog pe prietenii noștri, pe cei care sunt cu sufletul, pentru pe cei care își rup ore bune din viața lor să stea alături de noi, să învețe, să deschidă ochii odată cu noi, să parcurgem împreună drumul acesta pe care l-am pornit, către dreptate, către lumină, către adevăr, către lucruri frumoase și să nu se lase păcăliți și să intre în capcanele unora care, nu știu cum să le spun, câteodată au o stare mai puțin bună și scriu mai frumos, mai urât. Apropo de invitații care s-au schimbat de-a lungul timpului, pentru cine nu știe, 6 TV este acum un canal de YouTube, pentru că au avut grijă prietenii noștri de la CNA să nu ne mai prelungească licența. Și asta de ce? Pentru că se spuneau foarte multe adevăruri care deranjau. Așa că n-am vrut să închei odată cu pierderea licenței și am continuat cu forțe proprii acest canal de YouTube, care a crescut în timp datorită interesului dumneavoastră și a invitaților care au avut ce spune. Sunt oameni care mă întreabă de ce nu vine domnul general Străinu sau de ce nu mai este pe 6 TV. În primul rând, niciodată, niciodată nu mi-aș permite eu să dau afară pe cineva. Nu este vorba de dat afară, noi aici ne întâlnim pentru că dorim să ne întâlnim. Ne întâlnim pentru că avem aceleași speranțe, aceleași năzuințe, același drum. Sunt cu Florentina, care poate să spună și se cunoaște de zeci de ani cu domnul general. Noi suntem în aceeași relație de prietenie, doar că o perioadă a dorit să stea puțin deoparte, să-și scrie cărțile, să-și pună puțin ordine. Nu e o perioadă bună pentru nimeni. Toți trecem prin transformări. Fiecare ne căutăm un drum în care să ne considerăm, cum, să ne simțim mai confortabil, să simțim că este drumul pe care vrem să fim. Apropo de preotul Adrian Singurov, Oreste, Maximilian Sabău cu emisiunea Tehnologiile Sănătății, emisiunea Postului 6 TV, fiecare om simte nevoia să ia o pauză. Nu suntem roboți nici noi, cum nu sunteți nici dumneavoastră. Dacă ei își iau o vacanță, înseamnă că cineva i-a dat afară. Nu știu, accepțiunea unora, așa unii consideră, băi, dacă nu i-am mai văzut, înseamnă că nu dă afară nimeni pe nimeni și cel puțin nu eu. Eu niciodată n-am făcut și nu o să fac așa ceva, îi prețuiesc prea mult și doresc ca această mână de oameni care s-au dedicat practic spiritualității să fie unită, nici de cum dezbinată. Gândiți-vă la oricare dintre cei care încearcă să dezbine ce interes există în spate. Noi vorbim de armonie, de iubire. Noi nu putem să ne, cum să spun, să ne urâm, să nu ne apreciem între noi, să nu ne respectăm între noi, pentru că avem un țel comun. Haideți să ne vedem de drumul nostru și să facem ceea ce ne-am propus fiecare să facem. Eu numai când mă gândesc și mă mai uit câteodată la pozele acelea în care
văd atâția colaboratori cu care a lucrat 6TV-ul, mi se umple inima de bucurie și îi respect pe fiecare. Nu o să spun acum numele să nu scape cineva, să nu uit pe cineva, dar au fost numai oameni frumoși, numai oameni care au avut ce spune, numai oameni care au depus atâta energie și atâta suflet acolo, încât numai dacă deschizi o emisiune, oricui din cei care au fost acolo, și uite, mă gândesc la cei care astăzi nu mai sunt, și mă gândesc la Pavel Coruț, mă gândesc la Cohal, mă gândesc la domnul Fetica, mă gândesc oameni care chiar au venit și din timpul lor, din, cum să spun, cu energia lor, că erau obosiți sau nu, au venit și țineau ore și ore, pentru care, așa cum îți spuneam înainte de emisiunea Florentina, afară se plătesc bani buni. Da? Iar aici totul este gratis. Este cadou din partea noastră. Doar să ajungem și noi românii să deschidem ochii și să vedem luminița. Da? Pentru asta. Aș putea de mâine să fac din el un canal privat. Nu mă oprește nimeni. Și să pun să plătească taxe și cine are de plătit bine, cine nu. Dar eu știu foarte bine ce înseamnă fiecare leuț pentru fiecare dintre noi. Că asta a fost soarta noastră. Niciunul dintre cei care suntem aici nu suntem milionari, miliardari, toți ne numărăm banii pentru ziua de mâine. De ce nu Da. știm să fim recunoscători? De ce nu facem decât să criticăm? Când omul începe să critique, din păcate, mă rog, în general, deci nu cineva în mod special, dacă cineva începe să critique, este ceea ce are de spus și reflectă un punct de vedere care nu este cel mai potrivit, dar cred că este și un semnal de alarmă că trebuie să facă puțină pace în propria ființă ca să poată să-și dea seama de valorile celorlalți, pentru că toți oamenii sunt valoroși. Toți oamenii sunt valoroși, au enorm de multă bogăție în ei și chiar dacă sunt momente în care un om se supără, se enervează, important este să depășească momentul și să nu ducă mai departe starea de, eu știu, moment negativ, moment neplăcut, moment de disconfort, pentru că nu asta ne definește și nu de asta avem nevoie. Mai cu seamă într-o perioadă cum este aceasta. Din alt punct de vedere, din experiență, de câte ori am lucrat energetic câte ceva mai de anvergură, au venit reculuri pe zonele nevralgice tot timpul și la început mă necăjam. Până când am înțeles că, de fapt, s-a produs efectul pe care îl doream. Și reculul era o formă de a exprima dezacordul celor care sunt dintr-o anumită zonă și nu le convenea ceea ce te făcea energetic. Așa că eu cred că oamenii ar trebui să fie conștienți cu adevărat ce înseamnă și pentru tine să stai să filmezi cu atât de multe persoane, cu atât de multe direcții de lucru energetic și spiritual și de cunoaștere. E un consum energetic imens. Deci numai cine nu participă la așa ceva nu-și dă seama că o zi de filmare înseamnă că centrul zilei este filmarea. Deci nu te gândești la alte treburi, nu. După filmare este oboseală energetică pronunțată, pentru că în momentul în care te adresezi unui om și se consumă, dacă te adresezi unui număr mare de oameni și cu teme spirituale, cu cât nivelul de informație are energie mai înaltă, cu atâta în structura noastră fizică se produce o golire mai pronunțată de energie, pentru că trebuie să te facă o aliniere pe toate nivelurile de energie ale persoanelor participante, să fie și comunicarea pe înțelesul tuturor, dar să fie și transmisia energetică primită de toată lumea. Spui, de ce este reclama pe canal? Păi eu mă bucur din suflet că este reclama pe canal, pentru că așa putem rezista fără să fim nevoiți să devenim privați.
Da. Să-i punem pe oameni să plătească. Da? Așa încercăm și ne descurcăm cum putem, pentru că acest canal are și niște oameni angajați. Acest canal are oameni care fac montaj, acest canal are oameni care fac Toate toată activitățile asta cu tehnice. YouTube-ul, postează emisiunile, fac burtiere, fac reclame, fac de toate. Oamenii ăștia au și familii, trebuie să mănânce, să trăiască. Unde este nemulțumirea? Știi ce, din ce am observat, fără să fie o critică, dar este poate un moment mai potrivit să se clarifice și este nevoie de clarificare în perioada aceasta, foarte mare nevoie de clarificare. Sunt oameni care așteaptă să primească și ajung la o concluzie eronată că li se cuvine să primească și trebuie doar să primească. Florentina, dacă nici noi nu oferim, Cum? înseamnă că nu, zic, dacă nici noi nu oferăm informație, că asta este, cum să spun, asta Corect. facem noi. Când se Înseamnă dă. că nimeni nu mai oferă. Stăm de dimineață până seara. Toți invitații mei, inclusiv eu, mă duc, fac cursuri, mă informez, citesc. Nu există emisiune la care să nu fi citit înainte măcar câteva cuvinte legate de subiectul pe care îl abordez. Încercăm să venim cu tot ceea ce este mai interesant, cu tot ceea ce este mai nou, cu toate sfaturile, să știm, uite, să ne ferim de asta, cum să facem asta, cum să fim și noi sănătoși, cum să nu ne înfundăm de tot felul de prostii, cum să găsim calea dreaptă, cum să ne ridicăm atunci când suntem doborâți la pământ. Și am fost toți, au fost anii ăștia îngrozitori pentru toți. Știi, mă gândesc așa de multe ori. Și asta ți-o spun sincer, uite, cu mâna pe inimă. Românii din afara țării trimit mesaje mai frumoase. Trimit mesaje pline de căldură, de iubire, de compasiune, de dragoste față de cei rămași acasă. Și de dor de țară și de dor de Cred oameni. și, și cred că și aici, atunci când nu ai omul lângă tine, începi să-l prețuiești mai mult. Da, în afară nu se primește așa multă gratuitate, sau nu cred că se primește gratuitate. Aici, în general, când se Când primește. vorbești de gratuitate, mă gândesc numai la câte întâlniri ai făcut tu gratuite. Mă gândesc la fiecare dintre voi cât ați dăruit și nu întreabă nimeni, băi, omul ăsta a avut bani să ajungă până aici, a avut bani să închirieze sala asta, a avut și el o cafea lângă el ca să se apuce să stea cu mine de vorbă 7 ore, 10 ore, nimeni nu se întreabă. Acum, uite, că mi-a venit în minte așa, Ștefan, care este un om extraordinar, extraordinar. Eu n-am văzut mulți oameni cu atâta bunătate în suflet, da? A început și face un turneu prin toată țara, gratuit. Cineva îi spune, măi, mulțumesc frumos. Trebuie să învățăm, eu cred că lucrurile nu se vor schimba până când noi nu vom învăța să spunem mulțumesc din suflet, până când nu vom învăța să apreciem efortul pe care îl face cel de lângă noi. Pentru noi. Să se înțelege pentru că nu se participă în mod real. Nu, dar atunci când te critic pe tine, nu Da. trebuie să mă gândesc, eu am oferit vreodată ceva, fără să primesc nimic în schimb, fără să aștept nimic în schimb. E o temă de meditat Da, pentru toată lumea. trecem la Să subiectul știi ăsta. că, uite, apropo, și se potrivește și cu tema noastră de astăzi. Săptămâna trecută și acum 2 săptămâni am făcut, apropo de practicile spirituale, meditat o constelație pentru România. Constelație care s-a dus în, și în epocile vechi și s-a dus și în istorie și în profilul moral, în psihologia românului de acum și de la Daci încoace. Ca să se vadă ce anume, care sunt punctele noastre nevralgice și ce vindecări sunt necesare. Să știi că, tot așa, au fost gratuite. Au participat sute de oameni și la final bucuria foarte mare a fost că au simțit, da, au mulțumit, au participat frumos, s-au implicat, au spus ce simt, ce trăiri au avut. Câteodată însă sunt și oameni care
Știi, ca și când se roagă. Când se roagă, sunt mulți, am mai spus de vreo 2 ori, sunt mulți oameni care scriu câte un acapit sau spun câte o rugăciune: Doamne, să te facă lucrul ăsta. Vreau, am nevoie, mi-e rău, mi-e greu, dar vreau să te facă lucrul ăsta. Nu știm exact ce să cerem și nici nu suntem atenți la ceea ce primim, pentru că de primit primim întotdeauna răspunsul, doar că îl primim după ce facem cererea în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră. Dacă eu cer, Doamne, rezolvă-mi povestea asta că nu mai pot, dacă n-am învățat lecția poveștii, nu mă ajută să fie rezolvată, pentru că următoarea dată se amplifică și cu neînvățarea de acum și va veni mai grea. Și atunci, important este ca noi să ne învățăm lecțiile, pentru că, legat de practicile spirituale, în ultimele decenii, oamenii au început să se trezească spiritual, ceea ce este minunat. Dar încă este nevoie să se înțeleagă diferența din a mă trezi cu cunoaștere mentală și adăuga și partea de suflet. Aici este, cred eu, ceea ce e nevoie să facem Aici fiecare mai dintre. avem de lucru. Da, aici avem de lucru. Învățăm să gândim cu sufletul. Și atunci nu ne vom păcăli. Și atunci nu vom mai critica. Și atunci nu vom mai da verdicte. Și atunci îl vom iubi, ne vom iubi aproapele ca pe noi. Dacă nu-l iubim ca pe noi, Nu-l nu iubim. suntem în zona asta de spiritualitate. Nu se poate spiritualitate fără iubire și armonie. Nu se poate. Aia nu De este spiritualitate, indiferent cine ce spiritualitate. spune. Adică nu înseamnă doar o sumă de cursuri de spiritualitate, înseamnă o Bineînțeles. practică, în rând. Pentru Bineînțeles. că ceea ce ne transformă în mod real este ceea ce se întâmplă în viețile noastre, ca să putem să înțelegem lumea din jurul nostru și să o trăim și să ne dăm voie să fim prezenți în viața noastră. Aici este o mare problemă, pentru că modelele anterioare, în care oamenii erau încă la nivelul acela mititel, în care se uitau la ce fac ceilalți, s-a dezvoltat extrem de mult pe tot globul și oamenii au căpătat o concepție eronată, din punctul meu de vedere, că ceea ce se poate face este să ne uităm la ceilalți și să criticăm. Că s-a îmbrăcat într-un fel, că arată într-un fel, că nu arată într-un fel, că a vorbit într-un. Adevărul lui nu este același cu adevărul meu, că eu sunt mai deștept, că eu sunt mai așa, că eu pot mai mult, că eu pot mai puțin, că la toate. Tu deja ai spus niște lucruri mai de un nivel mai înalt, Dar dar eu mă până refer la că urmă, sunt multe chestii care viața, n-au nicio legătură cu evoluția. cum să spun, ne va pune pe fiecare la locul la care trebuie să fim, în locul la care trebuie să fim. Dacă nimeni nu este deținătorul adevărului absolut. Florentina, ne uităm amândouă la, nu știu, o întâmplare, la un fapt de viață și fiecare îl gândește în felul lui, fiecare are adevărul lui. Tu, din perspectiva ta, ai adevărul tău, eu am adevărul meu. Nu înseamnă că suntem într-o contradicție. Sau că ne certăm, sau că ne criticăm, sau că nu. Nu trebuie să impun eu nimănui Da. ce gândesc eu. Dumnezeule, am trăit o perioadă întreagă de impunere, nu ne-am săturat de impunere? Uite că te Normal ar trebui să ne alții, fără să supărăm. ne mai întrebe. Măcar noi între noi să fim corecți, să fim deschiși, să fim cinstiți, să fim firești. Observ că cel mai greu este să fii firesc și să, vorba ta, să gândesc cu sufletul, pentru că sufletul nu te minte. N-are de ce. Mintea e conectată la alte paliere și face analizele și dă răspunsurile din alte puncte de vedere decât de sufletul. Dar pentru că nu întâmplător s-a pliat tocmai pe această temă povestea unor comportamente mai puțin potrivite, este bine să înțelegem că ceea ce se întâmplă acum este o frământare majoră a întregii omeniri. Ceea ce traversăm noi este un unicat, cel puțin galactic, în această formă. Din
Ce am mai făcut citiri mai vechi, așa, au mai fost zone în care au fost alese ca formule varianta de trecere în corp fizic din lumea 3D fizică în lumea luminică, de 4D, început de lumea luminică, dar și cu versiunea de a trece prin moarte și pe urmă. Adică exista o combinație, o formulă hibrid, tocmai pentru versiunea că nu se putea trece sau nu era ușoară trecerea dintr-o lume materială într-o lume luminică. Întâi bioluminică și apoi luminică. Este un proces destul de dificil. Îl traversăm cu toții și mulți dintre noi au conștientizat cu ceva mai înainte, niște ani, alții s-au trezit mai la vârsta la care na, este fiecare, s-au trezit puțin mai târziu, ori ca timp. Nu înseamnă greșit nici, înseamnă că este timpul să înțelegem că acest proces pe care îl traversăm este, în primul și în primul rând, o șansă fantastică pe care o avem cu toți. Pe de altă parte, este un proces încărcat de coloratură, de toate vibrațiile și de toate nuanțele, pentru că suntem miliarde de oameni și pentru că nici măcar nu suntem siguri să zicem, uite, știi ceva, acum facem școala cu clasa 1 sau clasa 0 până la a 12 sau mai târziu, putem să facem și o școală de spiritualitate și începem ușor, ușor, lotul 1, lotul 2, lotul 50, până peste 100 de ani ne trezim cu toții și o să fim tare frumoși și luminoși. Nu. Ceea ce se face în zona de spiritualitate se face în paralel cu toate celelalte studii. Încă nu sunt niște studii coerente de spiritualitate, sunt cele de la radiestezie, au școală deja veche, cu multă lume inițiată, cu multe informații date, cu multă lume care s-a transformat, dar nu este o școală națională la care să meargă toată lumea și să zic că am învățat ce înseamnă planul celălalt către care ne orientăm. Și atunci, este de undeva firesc să existe păreri și păreri, pentru că și dacă omul intenționează să intre în spațiu spiritual, judecă încă după modelul pe care îl are în momentul respectiv. Și nu are cum să fie altfel autentic, își spune așa cum îi vine lui și cum simte el și cum gândește el în momentul în care vorbește. Însă ușor, ușor poate să crească, poate să crească dacă îți dorește cu adevărat și dacă face eforturi de creștere. Efortul de creștere este cu sine. Da? Adică pot să citesc, uite, am aici aproape 6.000 de cărți din jurul meu. Efortul de creștere nu este doar să citești 6.000 de cărți. Efortul de creștere este să înțeleg ce îmi spun informațiile din cărți, să văd ce trăire îmi dă un mesaj, să văd ce trăire am când interacționez cu celelalte persoane sau cu diverse situații și funcție de reacția mea interioară, care poate să fie plăcută sau mai puțin plăcută, pentru că, uite, avem așteptări de la oameni să aibă niște reacții frumoase, firești, elevate, și când sunt din zona spirituală, și când sunt din zona religioasă, și când sunt dintr-o altă zonă, de, eu știu, profesorat, sau când îi considerăm noi, punem pe niște trepte mai înalte, tindem să ne uităm în sus. E, uitatul ăsta în sus ne dă nouă impresia că ne uităm la niște oameni care au o valoare ceva mai mare decât noi. Noi suntem Eu personal am așteptări de la oamenii care se consideră a fi în această zonă de spiritualitate. Deci, dacă tu spui că ești spiritual, da? Și că ce înseamnă a fi spiritual? Înseamnă a fi om, a fi empatic, a te durea durerea celui de lângă tine. A încerca să întinzi o mână atunci când e greu. Nu întinzi mâna gândind ce primești în spate. Pur și simplu o faci pentru că așa simți să o faci. Dacă nu, dacă n-ai niciuna din aceste trăsături, n-ai legătură cu spiritualitatea. Că de multe ori, faptul că mergi la trei cursuri nu înseamnă că ești spiritual. deloc.
Din păcate, unul dintre aspectele manifestate destul de mult în ultimile 2-3 decenii a fost orientarea spre practici spirituale, spre cursuri și practici spirituale, generată de teama acestui moment de trecere. Da? Vreau să trec. Adică în momentul în care exprimarea interioară era vreau să trec în 4D, în primul rând ca formulă lexicală, pentru subconștientul nostru era trăiesc experiența de a vrea, nu de a trece. În al doilea rând, în momentul în care exprimarea este mentală și nu are o implicare a sufletului, nu se face. Toată lumea a avut pierderi de suflet de-a lungul vieților și tuturor experiențelor trăite în fiecare viață, sunt, se mai dă, se mai ia, se mai limpezește, se mai fac ierteri, se mai fac creșteri spirituale pe diferite zone. Dar important este că dacă ajungem la conștientizarea clară că urmează acest proces de trecere și bate la ușă, că e aproape, în câteva zile începe prima fază, e normal să lucrăm cu noi. Să avem trăirile astea și să avem sufletul la noi. Ca să le avem, trebuie să avem sufletul la noi. Dacă tu practici ceva și te împuternicești pe tine și Dumnezeu îți dă această putere, tu o faci ca să-l tragi și pe cel care nu poate, din diverse motive, da? Nu ca să-l arăți cu degetul, că atunci n-ai făcut nimic. Nici nu avem dreptul să arătăm cu degetul spre cineva, pentru că dacă cineva ar avea dreptul, ar putea să fie Dumnezeu ca să zică: omule, eu ți-am zis să faci așa și tu ai făcut pe dos. Nu, dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Chiar Tocmai. este, ci îndreptarea lui. Păi îndreptarea nu se face așa. Se face cu iubire, cu dragoste, prin exemplu propriu. Exact. Fii tu exemplu și o să vină toți după tine. Eu repet, și e convingerea mea interioară, toată munca pe care tu o faci de atât de mulți ani ca să poți să ajuți mii și mii de oameni să te trezească este și fascinantă, este colosală, dar este nu doar de devoțiune, e o muncă de enorm, enorm de mult efort. Eu iubesc foarte mult oamenii și iubesc foarte mult copiii. Și mă gândesc așa cum părinții noștri. Cum au putut ei? Ne-au educat, au luptat în felul lor ca noi să o apucăm și să trăim o perioadă bună, zic eu. Chiar așa cum a fost cu comuniști, fără comuniști, am trăit în pace, în liniște, într-o siguranță. E de datoria noastră să facem același lucru pentru copiii noștri. Pentru că dacă noi nu facem, hai să facem un exercițiu. Așa, închidem ochii și vedem cam ce se întâmplă, ni se derulează așa prin minte, cam tot ce se întâmplă astăzi. Dacă noi nu facem nimic, vă place ce vedeți? Este Da. singurul lucru care mă animă și care mă face să stau zi de zi aici. Pentru că altfel, eu câștiguri materiale personal nu am. De multe ori îmi înțepenesc picioarele la masă și nu mă mai pot ridica pentru că vârsta pe care o am, asta este, nu sunt tinerică. Dar am ambiții și vreau să fac. Poziția asta nu e cea mai fericită. Serios. Chiar am ambiții și vreau să fac asta. Nu știu, 10 oameni, 100, 200, 1000, deși uite, suntem 150.000 pe canalul ăsta. Și mă impresionează când sunt cea mai supărat așa și zic că renunț și nu mai să fiecare cu a, așa, primez niște mesaje care mă răsucesc 180 de grade și mă gândesc, Doamne, dacă eu am putut să ajut prin intermediul vostru acest om, păi merită atunci să merg mai departe. N-am voie să mă opresc. Asta este. Da, e o perioadă foarte urâtă. Este o perioadă în care trebuie să fim puternici, în care trebuie să fim uniți și nu numai din vorbe așa. Trebuie să fim uniți cu sufletul și să ne doară că celui de lângă noi îi se întâmplă ceva, să ne doară nedreptatea, să simțim lucrurile astea, pentru că altfel, Să schimbăm în noi. sigur, este singura noastră armă și cea mai puternică.
Adică cine crede că noi nu avem putere, se înșală. Chiar avem. Enorm de multă putere și întotdeauna cheia este la noi, nu la ceilalți, dar avem tendința să ne dăm puterea, spunând să vină cineva și să rezolve povestea aceasta. Povestea aceasta care e în mine și în viața mea, nu pot să o rezolv decât eu. Dacă eu consider că nu am puterea să o rezolv și că doar altcineva are puterea să o rezolve, puterea mea o cedez. Da? Și ceea ce mi se întoarce este transformarea a ceea ce am dat către cealaltă persoană, se va întoarce și cu energie de acolo, care nu mi se potrivesc toate. Și care, na, fiecare are și plusuri și minusuri, că așa suntem făcuți, și poate să-mi dea și cu partea de minus, nu doar cu partea de plus. Însă este foarte important să înțelegem că s-au produs niște stratificări la nivel societal. Și ele na, au conexiuni variate și variate și funcție de perioadă, funcție de energiile care sunt, funcție de cum se mișcă toate fluxurile. Și atunci, sunt și momente în care sunt mai multe conexiuni spre partea de jos, sunt și conexiuni așa care vin din înalt. Vin foarte multe energii cosmice care în interferență cu energiile noastre personale, interferează, există în structurile noastre interferență și sunt convinsă că majoritatea persoanelor care ne ascultă vor recunoaște stări de oboseală pronunțată. Structura noastră acum este într-un spațiu de interferențe de energie de vibrații diferite. Ce urcă de la Pentru că pământ, se ce a schimbă primit din, pământ. pentru că lucrurile se schimbă din mers. Nu Da. că noi simțim toate aceste schimbări. Unii intră în panică, unii spun, domne, uite, bă, am pierdere de vedere câteodată, câteodată am amețeală, vertij, nu știu ce se întâmplă cu mine. Omul vede că trec 2-3 zile, se simte bine, merge și face analize, nu are nimic. Dar ceva se întâmplă și simțim cu toți. Dacă ne uităm un pic în jurul nostru și vedem comportamentul păsărilor, dacă vedem plantele, dacă te uiți la ele, vezi că încet, încet el au culori diferite. Când vreodată ați văzut voi, de exemplu, am luat mentă, a Și crescut în a ghiveci crescut. foarte frumoasă și mare, dar este de un verde fosforescent. Deci nu este culoarea aia care o știam eu când eram copil. E fosforescentă, pur și simplu. E o culoare alta decât eram obișnuită să o știu. Apoi, întorcându-ne la ce vorbeam, învățați oameni buni să nu mai plecați urechea la vorbe. La vorbe urâte, vă încarcă și pe voi și n-ați făcut nimic. De ce m-aș duce eu la Florentina să-i spun, uite ce a zis cutare despre tine rău? Eu zic încă sunt prietenă cu Florentina. Păi, în primul rând, ei voi crea o stare rea. O voi încărca negativ cu niște tâmpenii, de cele mai multe ori sunt minciuni. Da? Și ce am rezolvat? Cel care vine să vorbească despre tine, despre altul la tine, crede-mă, Se duce și pleacă de la tine, vorbește despre tine la altul, pentru că așa se hrănește, cu asta se hrănește. De ce aș veni să-ți negresc eu sufletul vreodată? Niciodată nu o să fac asta. Iar dacă un om îmi spune ceva rău, o să încerc să schimb tot ce spune în bine și să spun, nu-i adevărat, nu cunoști omul ăla așa de bine ca mine. Eu, uite, îți spun cu mâna pe inimă. Eu nu pot să spun nimic rău despre niciun colaborator care a trecut prin 6TV. Fiecare a avut aportul lui, fiecare a avut părticica lui, îi iubesc pe fiecare și le apreciez munca fiecăruia. Da? Fiecare dintre ei are ceva de spus. Noi suntem o forță extraordinară dacă această mână de oameni care și-au dedicat viața spiritualității ar fi uniți, nu ne-ar sta nimeni în cale. Eu nu cred că există un popor cu o spiritualitate mai puternică decât a noastră. și mai veche. Deci chiar nu. Dar tocmai pentru că avem spiritualitatea asta atât de veche și de puternică și de definitorie pentru profilul nostru psihologic și pentru profilul nostru moral, sunt foarte multe zone na, din oameni și oameni, de na, fel de Asta fel. apropo de practici, de asta spune-ne, Florentina, cum ne putem întări, cum putem să fim strong.
Păi, primul lucru, primul și cel mai simplu lucru, mă rog, nu e simplu, dar e cel mai necesar, este să ne uităm la noi. Și să ne uităm la noi cu iubire, să ne uităm la noi cu încredere, să ne uităm la noi conștient că suntem creația lui Dumnezeu și că în ființa noastră curge energia lui Dumnezeu. Și indiferent că suntem de o vârstă mai mică sau mai mare, că avem sau nu avem o practică spirituală, că avem o relație mai specială sau mai puțin specială sau deloc cu Dumnezeu, Dumnezeu o are cu noi. Da? Adică sunt și situații în care copiii se desprind de părinți, se duc poate în alte țări și se văd rar sau vorbesc rar. Nu înseamnă că părintele nu simte că are copil. Sau copilul a uitat cu totul care părinte. Undeva în noi legăturile sunt păstrate și ele există, sunt vii. Înțeles. Să fim conștienți de Ei ele. care au părinți care sunt la țară și sunt și ei părinții bătrâni, au ajuns și copiii bătrâni. Cum? Nu există relație între ei? Ba da, sunt permanent legați unii de ceilalți. Că așa suntem noi oamenii, așa ne-a creat Dumnezeu, așa trebuie să fim. Tocmai. Trebuie să fim, să iubim, să fim iertători. Este atât de simplu să... Nu mai zic. Mă întorc tot timpul în minte la anii 60, în care eram copil și în care lumea era frumoasă și bună. Să știi. Am mai dat odată exemplu, dacă ieșeam în parc, nu era nevoie să vină 7 părinți cu 7 copii, era suficient o bunicuță vedea de toți 7 ca de ei. Când eram mai mici, când am crescut, ne duceam tot singuri la școală, stăteam singuri și acasă, stăteam cu cheia de gât și puteam să creștem fără să fie părinții obligați. Dar timpuri și timpuri, experiențe diferite, ne învață lucruri diferite, le traversăm pe toate, vedem cum le integrăm. Important este să înțelegem că toată perioada pe care o traversăm, așa cum mai Încercare. este, da. E o încercare. Este o perioadă în care spuneam de ce văzusem într-o, era puțin cel mai departe de galaxia noastră, era, și nu are nicio importanță treaba asta, dar important era că versiunea hibrid s-a dus pe programul de decimare, de plecare fizică și apoi de renaștere, pentru că nu s-a rezistat în formula respectivă, să se treacă din corp fizic în corp bioluminic. Noi, până la momentul ăsta, pot să spun că suntem cu toții niște, n-aș zice îngeri, dar suntem de o forță colosală cu toții, pentru că am trecut prin tot ce s-a trecut în ultimii ani, în care lumea deja a început să devină conștientă de ce se întâmplă. Tu vorbești de lucrurile astea de mult mai mult timp. La tine lumea a spus și exact ce simt, Știi da? ce Deja. mă necăjește? Faptul că, crede-mă, încă o dată spun cu mâna pe inimă, dacă n-ar exista acest ego exacerbat, fiecare dintre acești oameni luați în parte sunt atât de frumoși, atât de frumoși, fiecare. De ce trebuie să ne comparăm? Noi suntem frumoși așa cum suntem unici. Eu nu trebuie să fiu nici să am ochi albaștri ca tine, nici să fiu specialistă, nu știu ce ca altul, nici fiecare avem locul nostru. Eu încerc să fiu astăzi mai bună decât am fost ieri. Și atât. Nu vreau să iau locul nimănui. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși, că ne trezim dimineața, că e soare afară, avem pentru ce mulțumi, că uite, într-un program de ăsta de recunoștință, la un moment dat îmi spunea cel care făcea programul, băi, știi care este culmea? Oamenii nu știu pentru ce să mulțumească. Spun, păi eu n-am pentru ce să mulțumesc că 10 mulțumiri pe zi. Cum n-ai? Dacă Adică, ai ochi, mâini, picioare, te descurci, te-ai trezit, poți să mergi, altul nu poate merge, altul nu poate mânca, nu poate să se îmbrace, nu poate poate să schimba viața, uite așa. tocmai. Și atunci, haideți să mulțumim pentru ce avem și să mulțumim că suntem împreună și să mulțumim că suntem întregi și că ne putem ajuta și că ne putem dărui tot unii altora. Putem, important este să te conștientizeze, dar putea. Știi ce? Știi ce? Din păcate, pentru că încă sunt na, multe niveluri de vibrație, când o să înceapă
primele etape ale triajului, atunci probabil că oamenii, cei care nu sunt cu sufletul în zona de spiritualitate, vor începe să aibă primele frământări reale și conștientizări și nevoie de conștientizări, pentru că tot procesul acesta de trecere este un proces fantastic. Așa cum ai spus, tema aceasta e extrem de vastă, dar vreau să spun așa foarte pe scurt ca să poată să înceapă puțin o analiză și o prezență în momentele de acum. Ca să se poată trece, într-adevăr, este foarte necesar să avem sufletul la noi. Sufletul se poate chema de unde l-am dat în toate direcțiile și pentru toate motivațiile. Da, chiar dacă am greșit și am avut rătăciri, toți am avut. Bineînțeles că da, deci nu este o critică pentru nimeni. Toată Nu. lumea a trebuit să te treacă prin experiențele acestea pentru că nu se înțelegeau altfel lucrurile dacă nu se trecea. Noi trecem prin experiențe fizice pentru că dacă le traversăm pe toate doar la nivel de minte, în structura noastră nu se face schimbare. Ca să putem să se facă o evoluție și o schimbare în ființa noastră, trebuie să se simtă emoția. Sufletul nostru doar așa poate să tranziționeze în ADN noua informație. Nu o scrie mintea, că mintea nu are cum să intre în ADN-ul nostru. Mintea, deci, de la facere avem ADN-ul și avem sufletul și abia, deci dat de Dumnezeu, după care, abia după ce a luat Eva din fructa, a făcut, deci un moment mult mai târziu, perioada în care s-a făcut etapa cu fructul și s-a făcut conectarea la minte. Adică trebuie să înțelegem că sunt niște lucruri care ni s-au spus în formule, criptate, ca să poată să fie duse mai departe, credându-se că nu au niște informații reale. Au informații mai mult decât științifice și să înțelegem că știința e de fapt o descoperire a realității. Nu creăm ceva nou, că n-am inventat noi mersul pe jos acum. Dar, ca să înțelegem ce se petrece cu noi, această conectare la sufletul nostru viu este neapărat necesară. Tabăra de acum să știe că exact pentru treaba asta o fac și marea mea bucurie a fost să constat că ultima zi, înainte să primesc data de 28 mai, De la Bozioru? nu, cea de la de aici din București, cea de la Bozioru este în iunie, la final, dar tabăra de acum din București, am făcut-o, este prima tabără pe care o fac în București și se finalizează exact în momentul în care va începe etapa de Da, triaj. Da? etapa de triaj mai puternic. Da, exact. Pentru că au fost triaje și până acum, au fost lecții date, au fost experiențe. Este foarte important să înțelegem că și dacă primim o boală, dacă primim, uite, o perioadă de 3 ani în care suntem între foarte multe jaloane, acolo nu, aia nu, asta nu, dincolo nu, nu te face așa, n-ai voie aia, n-ai voie aia. Bun. Sau se face asta, se face dincolo, nu e așa, nu e bine aia, e bine elaltă, nu e o chestie de informare, nu informaționalizare, informare derutantă în care omul nu mai știe să se găsească pe el și de tot întreabă pe unde sunt eu și ce am de făcut. E bine, ce avem de făcut este să mergem mai departe în prelumină. Da. Mergem spre lumină, da? Bun. Ca să merg spre lumină, ce îmi trebuie? Îmi trebuie să-mi trezesc sufletul pentru că este luminița pe care eu o arăt, deci este raza care pleacă din al treilea ochi și care spune, bun, deci eu am o luminiță, cum au minerii, da? Deci la cască, da, au o lanternă la frunte. Bun, așa să ne imaginăm că suntem și noi, deci avem o calotă de lumină care are un fascicul de lumină și asta ne ghidează să mergem mai sus, să mergem înainte. Pentru că este firesc să existe zona de întuneric. Ea a fost partea care ne-a, foarte necesară, care ne-a tot Ne împins va din încerca spate. din ce în ce mai tare, ne va încerca din ce în ce mai tare și din toate părțile. Categoric, categoric și o face, deci o Nu face tot. este zis să nu fie un scandal, nu este zis să nu fie ceva. Dacă au trecut 3 zile, s-a dus și scandalul, ceea ce însemna că, de fapt, în spatele lui nu exista nimic. Doar niște forțe care doresc ca noi să fim într-un conflict permanent. Starea de conflict ne face să nu mai judecăm normal și să nu știm calea pe care trebuie să o alegem. Dar știi de ce?
Pentru că cedăm. Păi da. Pentru că se poate, pentru că dacă noi nu am ceda influențelor întunericului, n-ar mai avea sens. Deci tot ceea ce... Valentina, dacă eu te apreciez, te iubesc pe tine, știu ce fel de om ești, da? Poate să vină să-mi spună oricine, orice. Eu am convingerile mele, eu am crezul meu. Eu dimineața când mă trezesc și mă uit în oglindă, mă gândesc să nu fie rușine pentru ce am făcut ieri, da? Și plec cu credința și cu iubirea în suflet față de toți oamenii. Dacă mai cunosc mâine unul și poi mâine unul și poi mâine unul și eu mă convin că oamenii ăia merită, eu de multe ori, să știi, uite, e prima oară când îți spun, când faci meditația, nu odată mi s-a întâmplat să plâng cu tine odată. Înțelegi? Stau aici și te văd dintr-o parte. Și nu este un moment de slăbiciune, dar în general vreau să par un pic mai puternică decât sunt, așa cum fiecare dintre noi. Dar am momente în care mă las așa în voie sau nu știu. Se întâmplă ceva. Și iese partea aia sensibilă în care căreia nu mă pot opune. Și nu trebuie. Mă gândeam atunci și nu odată, îți spun, mă gândeam ce simt cei de acasă. Și mă gândeam cât de mult poți să oferi. Dumnezeule, una este să-ți ofer un buchet de flori și alta este să-ți ofer sentimentele din sufletul meu, dragostea mea să-ți ofer. O să începem să și Nu știm înțelegem să primim. să Nu știm să trăiască. primim. Să știi, nu știm să primim. Cei mai mulți învățăm. Suntem cu toții în procesul ăsta de învățare și e important să ne dăm voie să învățăm, pentru că e adevărat, doare când dai și când mai vin sugestii, da, mai vreau, da, parcă mai trebuie, da, mai mult, da, de ce nu se face mai mult, sau putarea făcută, sau adres, e total discrepant cu generozitatea cu care te dau toate, și atenție, și timp de viață, și energie, și informații, și studii, și... Adică lucrurile nu sunt chiar așa simple. Nu vine cineva că le știe pe toate dintotdeauna sau că e pusă, să zic așa, ca pe bandă toate cele. Nu. Sunt lucruri trăite. Deci în momentul în care suntem aici, trăim momentele astea și le dăruim cu mult drag. Păi da, știi, o mână întinsă la e nevoie, o vorbă, o mângâiere, fac mai mult decât toate cursurile din lume. Dacă vrei să ridici vibrația, ai să fii om. Fii om! Nu cursurile fac, cred, vibrația. Păi. Cu noi crește vibrația. Înțelegerea faptului că suntem aici și nu suntem degeaba. Când eram copil, mă întrebam care este scopul vieții. Ne naștem, creștem, ajungem adulți, facem copii, ne facem bunici, murim și pa. Și care e scopul? Unde rămâne sensul vieții? Am înțeles, trebuie să existe un sens. Și pe urmă am început să fac diferențieri, să văd, un om se poartă într-un fel, un om se poartă într-un fel. De ce au cauze de motiv, și motive diferite? Pentru că fiecare vine cu propriul lui bagaj, cu propria lui karmă, cu propriul lui program de lecții, cu matricea pe care o are și cu ceea ce are de experimentat. Acum, pentru că neapărat vreau să se înțeleagă și să fie de analiză și de meditat în săptămâna aceasta, chiar dacă, la nivel fizic, nu o să fie niște manifestări foarte clare pe care toți oamenii să le poată percepe, începe triajul și nu intrăm în spiritualitate ca să trecem, intrăm în spiritualitate ca să ne întregim noi ca ființe. Dacă ceea ce facem noi este să ne conectăm la partea de întuneric, înseamnă că mai avem de învățat lecții acolo și înseamnă că le vom învăța. Deci până nu facem efortul de a le depăși, de a le integra, eu am mai făcut și multe tehnici cu cei cu care lucrez ca să înceapă să înțeleagă ce se întâmplă. Este nevoie, deci dacă există partea asta, avem nevoie de ea. E scopul pentru care am fost aici în 3D. Pentru că nu se putea învăța întunericul din 4D. În 4D deja este bioluminicul și nu mai era și nu era întunericul și atunci nu aveam cum să facem corecții în structura noastră.
Acesta este și motivul pentru care dimensiunea a treia a fizicalității a fost destul de lungă, extrem de frământată și cu foarte multă durere. Dacă nu ne durea, nu ne trezeam. Din păcate, nu prea facem nici acum, așteptăm să se vină din exterior de multe ori. Dar e bine să înțelegem că atâta vreme cât sufletul viu este transcriptorul din structura noastră, în ADN-ul nostru, el nu are cum să scrie în alt corp. Normal. Deci sufletul meu viu scrie în corpul meu, sufletul tău în corpul tău, la fiecare scrie în propriul corp și acolo se fac transformările ființei și începe conexiunea cu Dumnezeu. Că de fapt asta ne va face să apară bioluminiscența, dar se reface conexiunea cu Dumnezeu, se activează epifiza care în 3D a fost cu funcții limitate, ea fiind o bucățică de gladare 0,1 gram, adică e mică, 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 dar are forță foarte mare. Forța ei nefiind fizică, forța ei fiind în luminic, în informaționalizare. În lumea fizică are rol în reglarea echilibrului somn-veghe. Mai este și inhibitor sexual, dar ea are rol, de fapt, în lumea luminică și se activează acum la multă lume și aici o să vină iarăși unul dintre motivele de oboseală și de somnolență. Oamenii încep să nu mai doarmă foarte bine, începe să se producă o diferențiere a programului de veghe-somn și apare multă stare de oboseală, pentru că pe planetă vin multe energii luminice, care sunt recepționate de epifiză, chiar dacă nu este vorba de lumină pe care noi o sesizăm ca lumină, este vorba de energie luminică. Bun, este vorba de vibrație care se coboară pe pământ și produce modificări în structurile noastre, ca să ne pregătească pentru trecere. Important este să dăm voie să se producă aceste structuri. Adică, sugestia mea pentru absolut toată lumea este: am o stare de oboseală, vai, mi-e rău, mi-e greu, mi-e așa, mi-e așa. Nu! Trec printr-o perioadă de transformare ca să pot să mă reîmputernicesc, să mă întregesc și să cresc. Bun, deci să schimbăm puțin la 180 de grade toate versiunile noastre de negativitate, pentru că alea ne țin conectate la întuneric și acolo rămânem. Deci nu avem cum să ne... Nu ne scoate nimeni, că de fapt noi trebuie să ieșim de acolo. Bun. Chiar și simplu și cel mai ușor, părerea mea este să te integrezi cumva într-un fel în natură, să-ți iei energia de acolo. Pentru că poți descărca toate acumulările pe care le-ai avut în ani. Este suficient și, uite, să te duci să te uiți în soare, să-ți faci curățări la soare, arde tot ce este negativ. Până Sigur, la urmă, intenția contează. Și categoric. faptul că ieși și că îți descarci mintea, că nu mai stai în cutia aia în care, fără să vrei, telefonul e pe masă, televizorul e deschis, tu vrei să te concentrezi, să te gândești la lucruri bune, dar auzi și lucruri rele, trebuie să te rupi un pic. Un pic, e suficient câteva minute pe zi să faci curățările astea. E nevoie să facem și e important să o facem, adică, da, e important poate acum, că mie mi se pare foarte târziu acum, dar, în fine, e nevoie să se înțeleagă că trecerea aceasta în planul bioluminic o să producă niște modificări care se vor face prin activarea epifizei și care se vor face prin schimbarea tuturor condițiilor de viață. Nefăcând ceea ce spui și tu, conectarea la natură, împământarea, dar conectarea și la soare, scăldat în energia solară care ne purifică, conectarea la Dumnezeu, conectarea la eu nostru interior, conectarea și la eu superior, conectarea la bun și frumos. Deci, dorința noastră de ascensiune este cea care ne poate ridica. Exact. Și să învățăm din greșeli. Noi nu învățăm din greșeli. Nu învățăm din greșeli în zona politică, nu învățăm din greșeli din zona asta socială, nu învățăm din greșeli, în general, nu învățăm nimic. Vezi tu, toate marile creiere, geniile României, au înflorit peste hotare. De ce n-au înflorit aici? Pentru că aici au venit și le-au dat în cap. Cum se ridica? Cum poc, una cap trece acolo. N-ai voie să te ridici. Hai să învățăm să nu mai căutăm defecte, să vedem părțile bune și să susținem oamenii. Dacă este un om care poate să fie și din zona politică, măi, dacă omul ăla
Ceea ce spune mă avantajează și pe mine. El dacă riscă, riscă și pentru mine. De ce să nu-l susțin? Să nu-l susțin că nu știu ce idei preconcepute am eu, cred într-o parte, cred în alta, dar ei să cred în mine. Și în ce îmi spune mie sufletul. Că așa nu o să... Deci, Dumnezeu, dacă vine, noi vom găsi și acolo să fim cărcotași și să spunem, uite că n-a făcut așa, uite că n-a zis așa. O fi Dumnezeu adevărat sau... Da, cam așa facem, pentru Și am că ajuns să nu mai credem în nimic. credința la nivelul la care ar fi bine să fi ajuns deja tot o avem. Eu spun din experiență că au fost situații în care am văzut oameni care au intrat în zona spirituală din curiozitate de-a lungul anilor din urmă, adică anilor mai de mult. Că era ceva nou, că era o curiozitate cam ce se poate spune, ce se poate afla, ce e dincolo de ceea ce știm de la școală și din viața de zi cu zi. Etapele următoare au fost, da, ia uite-te, se poate să existe și niște abilități energetice, se poate să existe și un alt nivel de discuție, se poate să se trăiască și niște stări deosebite în meditații, în cursuri, în diverse lucruri care se fac. Dar, dincolo de ceea ce facem cu ceilalți, cel mai important este ce facem cu noi. Da. Pentru că în această perioadă, ca să putem să ne lansăm spre 4D, e bine să înțelegem că nu vine o navetă să ne ia, să ne ducă din colțul A în colțul B. Nu vine cineva să spună, tu ai nota 10, tu ai nota 9, tu ai nota 8, tu ai nota habar, mă rog, orice note te pot da, dar nu face Tu nimeni ești treabă. cel care deține adevărul. Gata, te-am nominalizat, de mâine toți ne uităm la tine. Nu. Deci astea sunt manifestări ale treiului, da? Și ale zonei de întuneric, care este stratificat pe felul ăsta și Singurul cum... deținător al adevărului este Dumnezeu. Categoric. Categoric. Noi căutăm, căutăm fiecare, că asta e toată viața, e o căutare. Bineînțeles. Dar asta e de și farmec. Pentru că dacă Încercăm să facem căutați... parte spre desăvârșire, niciunul dintre noi nu este desăvârșit. Și să știi că nici în 4D nu ne oprim din căutări și din frământări, nici în 5D, până ajungem înapoi, să ne reintegrăm în Dumnezeu, avem căutări, căutări, căutări și frământări, diferă nivelul de lectică la școală. În clasa întâi înveți litere și cifre și aritmetica, te aduni 1 cu 3. În clasa a 12-a faci integrale. E, la fel și în viață. Deci pe nivelurile astea de existență avem lecții specifice pe vibrația fiecărei și Faptul că ajungem sus și ne reîncarnăm înseamnă că tot nu ne-am învățat toate lecțiile. Tot mai avem ceva de făcut. avem, da, deci perioada de 4, cât încă o să mai fie corp fizic, încă vor funcționa reîncarnările de ciclu reîncarnărilor, însă până când se depășește un anumit prag de luminozitate, de bioluminescență, după care, când se stompează corpul fizic și se dezvoltă în luminic, pentru că noi, practic, acum suntem lumină condensată, în momentul în care, și evident apare și întunericul din jur, în momentul în care aducem atât de multă lumină în noi să fim de la bioluminescență, să căpătăm o structură aurică mult mai pronunțată, apoi structura plasmatică și, pe urmă, doar luminică, nu o să mai fie reîncarnare, pentru că nu o să mai fie necesară, nici nu o să mai fie corp fizic și se va face evoluția într-un nivel luminic, într-un nivel luminic superior ca vibrație. Adică lumina roșie, de pildă, are vibrația cea mai joasă, lumina albă cea mai înaltă, mă rog, cea mai joasă e negru, că nu are nicio culoare. Dar din structura noastră de ceacre, urcăm gradual de la o culoare la cealaltă și în momentul în care ajungem la lumina albă, nu mai avem nevoie de corpul fizic. Până atunci suntem în fază de evoluție ale structurii pe care o știm și ca să putem să mergem mai departe, e nevoie să fim cu noi. E nevoie să fim sinceri cu noi, e nevoie să fim sinceri cu ceilalți, e nevoie în primul rând să fim cu sufletul acasă. Când avem sufletul acasă, nu mai avem nici de gândit de neplăcut de alte persoane, nici că ce fac ceilalți, important este ceea ce facem noi. Și, iarăși, foarte important, am auzit la un moment dat o expresie,
despre cineva mi-a spus, dar nu. Că ar face orice să treacă. Nu te face orice ca să te treacă. Ceea ce se face ca să se treacă în 4D este să conștientizăm și să credem cu toată ființa că există Dumnezeu, că se face trecere, că există acest proces, că partenerii noștri ne-au arătat atât de clar că nu mai te vrei și nu poți să înțelegi, nu poți să vezi că este un proces care are o finalitate, care are etapele lui până la finalitate. Numai dacă nu suntem pregătiți să trecem, atunci ne gândim că sunt conspirații. Și se ajută. Deci există și partea cealaltă care întreține versiunea că nu există nimic, există conspirații, pentru că sunt oameni care sunt la nivelul de a crede așa ceva. Și atunci, pentru fiecare există versiune. De aceea, sugerez informațiile care sunt luate să fie luate cu sufletul. Dacă se reacționează pozitiv, înseamnă că informația pentru mine și merg mai departe cu ea. Dacă reacția mea nu este cea potrivită, înseamnă că nu e informație căreia să-i dau atenție și nu mă mai conectez la ea, merg mai departe cu lumină și cu Dumnezeu în mine și lucrurile se schimbă în bine. Pentru această săptămână aș sugera aceste lecții de lucru cu sufletul. Mă conectez cu sufletul și văd ce îmi spune sufletul meu în fața unei persoane, în fața unei vești, în fața unei vorbe, în fața unei atitudini și îmi dau seama dacă sunt sau nu sunt aici cu totul și dacă mi-am activat sufletul. Iar dacă n-am făcut-o, pur și simplu cer de la Dumnezeu să vină înapoi părțile mele de suflet, care au fost cedate în orice formă, au fost și oricând, și oriunde, și oricui, și se reintegrează curate în structura mea, acolo unde le este locul. Și asta este minunat, important însă, foarte important, că am mai auzit și versiuni și s-au practicat și încă se practică. Se iau formule scrise de multe ori extrem de lungi, în ideea de a fi completate cu algoritmi cât mai încărcați, ca să compenseze lipsa de intenție. Dacă eu iau și citesc o hârtiuță și zic, deci am pornit de la A și B și C și 20 și 30 și 50 de item, mi se pare mie că ceea ce am spus este atât de inteligent și de integral conceput că poate să facă efect. Nu. Pot să zic 1, 2, 3, 5 cuvinte, dacă le-am zis cu intenție fermă și dacă există claritate în mine că lucrul ăsta se face, ăsta se face. Dacă stau să citesc, pot să citesc un volum de 1000 de pagini și să zic asta este intenția mea și acolo cu certitudine am pus toate algoritmii posibili și imposibili. Și nu se face nimic. Deci nu este cazul să ne irosim în lucruri care nu răspund sufletului nostru. E timpul să fim cu adevărat conștienți că începe triajul și că o să vorbim și săptămânile care urmează de procesele care se fac, pentru că este foarte importantă trecerea la funcționarea epifizei dacă sunt dureri de cap, amețeli, dureri de greață, de vomă, insomnii, schimbări ale ritmului de somn, oboseală pronunțată, să nu fie neapărat, dacă mai ales dacă nu sunt niște chestii clinice, să nu fie de îngrijorare, ci să pur și simplu să lăsăm lumina să curgă în noi, să lăsăm liniștea să curgă în noi, să ne dăm seama că trecem printr-un proces de schimbare. Se face alchimizarea. Așa este și să fie atenți la ceea ce iau de bun de pe rețelele de socializare și am mai spus-o și o repet, nu faceți exerciții de încărcări, nu faceți niciun fel de ritualuri în care credeți dumneavoastră, în urma căruia credeți dumneavoastră că o să vă simțiți mai bine atunci când sunt eclipse. Nu se fac încărcări pe eclipse și ritualuri de bine. Nu! Uite, lipsește mult din informare pentru că de-a lungul timpului, în general, când te dădeau informații, era așa o tendință de a se desface grupurile de informări, era și o, cum să-i zic,
o paletă mai bogată de culori, de vibrație. Deci nu erau doar oameni care chiar te treziseră, erau și oameni care vroiau să facă, și oameni care credeau, și oameni care nu credeau. Majoritatea nu credea în energii și în puterea energiilor și în faptul că puterea luminică este cea care a creat, puterea lui Dumnezeu nu este a unei ființe fizice, cum ne-am obișnuit noi să zicem, este un bătrân cu părul lung, alb și cu barba albă. Nu. Nu, asta este o plăsmuire a minții unei ființe tridimensionale, a unei fizicalități, nu a realității lui Dumnezeu. Dar, din suflet, din suflet, pentru toată lumea, momentul triajului, începutul triajului, s-ar putea să fie nesesizabil acum. Pentru multe persoane poate să fie o trecere mai ușoară, dar pentru majoritatea vor începe să se accelereze lecțiile tocmai ca să se trezească. Și asta înseamnă mă trezesc, mă trezesc, mă trezesc, adică am convingerea, dorința fermă de a mă trezi și de a face lucru cu mine însămi sau însămi, da? Ca să se poată să fac schimbările pe care e nevoie să le fac. Nu mă trece cineva. Trebuie să ajung la activarea epifizei mele. Omul a făcut, s-a arătat foarte clar, deci s-a luat fructul ăla din pom, s-a făcut inhibarea epifizei și s-a făcut desfacerea minții, deschiderea minții. Păi acum trebuie să facem invers. Nu ne închidem mintea, nu punem nici alte inteligențe, dar ne activăm epifiza, ca să putem să trecem. După aceea începe o metamorfoză foarte frumoasă și experiențele de viață se schimbă calitativ în mod radical, adică va fi viața foarte frumoasă, văzută frumos, trăită frumos, simțită frumos, gândită frumos, dar ține de noi. Sigur că da. Noi suntem cei care ne construim viața viitoare, este clar. Așa cum o gândim, așa va fi. Vorbeam de eclipse și am început, poate că ai văzut, nu știu dacă ai timp să te uiți, dar am început să mai pun articole pe Facebook, acum, atunci când am timp să mă mai informez și eu și să le scriu. Și le-aș recomanda să le citească pentru că le verific, mă uit, întreb oameni de specialitate, nu le scriu așa după ureche. Perioadele de eclipse și perioadele cum au fost luna neagră. În tradiții se spune că sunt perioade în care se fac vrăjitorii, magii, cum să spun, de regulă practici oculte, da? Niciodată nu ți aduci spor în casă, sănătate, bogăție, ce vrei tu, deschideri, într-o perioadă cu lună neagră sau cu eclipse. Și oamenii cad în capcana asta fără să știe și intră să facă tot felul de ritualuri și încarcă cristale. Pe cum să-ți încarci cristale pe o eclipsă de lună? Pe vremuri, țăranii noștri, când se făcea trecerea de la toamnă la iarnă și era ceea ce astăzi se derbează pe tot globul ca Halloween, era practica până la un anumit moment toată lumea să aibă toate grânarele, toate grânele în hambar și toate animalele în staul, să nu rămână nimic afară, pentru că dacă rămânea ceva afară, putea să fie afectat de entitățile malefice sau de vrăjitoare. Oamenii știu Da? foarte bine și respectau asta. Toți. Toți. Și Noi știau. încercăm și eu nu spun, sunt foarte bune și ritualurile de afară, sunt extraordinare, bine că învățăm de toate, dar hai să ne ținem și de ale noastre. Că noi de aici, din pământul ăsta suntem. În noi sunt substanțele din acest pământ. Și în fructele, și în Corect. legumele, și în ce mâncăm noi, și în tot. Ăia suntem noi. Când iei un măr natural, de aici, de la Voinești, Voineasa, de unde este, ăla ești tu. Exact. Da, Exact. mulțumesc Pământ, pentru curent. capacitate. Zim ce faci, cursuri, ce faci, te întâlnești cu cine, te întâlnești Păi, săptămâna săptămâna asta. asta e cursul, mă rog, i-am zis inițial tabără, mai, na, tabără, curs, nu contează, este în Da? București. Identitatea ta energetică, în care vom vorbi exact despre aceste povești despre trecere,
despre ceea ce înseamnă identitatea noastră energetică, despre cum lucrăm și cum putem să facem schimbarea aceasta, care este mai mult decât foarte necesară. Și exact ce spuneam puțin mai devreme, se termină fix la 28 mai, când începe Marele Pas Așteptat, chiar dacă nu o să fie o zi altfel, la nivel subtil deja sunt niște fluxuri de intensitate. 28 mai ai spus, da? 28 mai, da, 25-28 mai, acum 25. este. După care o să aibă fica mea, Sonia Iulia, o tabără de vară pentru copii, ca să poată să ajute și copiii să își schimbe modul de a comunica, mai ales pentru cei care traversează etape și situații din astea de bullying care n-au nicio normalitate, dar care s-au creat și sunt larg răspândite. După care, la încă o săptămână, 22-25 iunie, voi avea un maraton de constelații la Bozioru. Și mai am o zi, o sesiune de constelații pe 10 iunie, aici în București. Da, sper că la Bozioru să ajung și eu o zi la maratonul Toma. Bravo! Deci, Bravo! crede-mă că îmi doresc asta și voi face în așa fel încât măcar o zi să fiu și eu acolo cu voi, pentru Multă că zi. tare îmi doresc. Putem face și de acolo emisiune. Da, chiar. Ar fi minunat. Putem să o facem la Trovan, nu știu dacă se aude bine lângă apă, dar e și apă curgătoare, e și Da. Vreau pădure. să pun și pe Maria să vadă trovanții, să pună mâna, să Da. simtă. Da, deci nu pure aparte, e un loc deosebit și Cam asta faci, le aducem aminte prietenilor noștri că trebuie să-și achiziționeze cărțile, trebuie să citească. Citiți cât mai mult, pentru cât că se poate. în carte aveți adevărul. Și cât se Pe poate, da. partea asta de online aveți adevărul deja reinterpretat. Este bine să Deci, facem un obicei din a citi carte. exact. Că știi, era o vorbă care astăzi nu mai e la modă. Ai carte, ai parte. Da. Foarte adevărată. Da, exact. E bine să ținem minte de înțelepciunea care a fost exprimată până acum, pentru că ne-a adus aici, totuși. Adică am crescut. Acum sunt și zone de creștere îndoielnică, dar. Vorbele astea s-au perpetuat prin adevăr, prin adevărul lor. Exact. Binele, adevărul și frumosul rămân valorile fundamentale și este bine să le înțelegem. Deci, în cărțile astea sunt revelate adevăruri care n-au fost înțelese multă vreme și sunt vorbite pe limba de acum, ca să putem să le înțelegem cu mintea de acum, cu sufletul de acum, cu limbajul nostru și să putem să mergem. Dacă te citesc astea, primele patru cărți din suită, cu adevărat, cu sufletul, se produce alchimizare în mod real. În mod real. Acum fiecare ce decide să facă, pentru că e alegere individuală și e bine să te facă. Adică, ca și tine, sunt zeci de ani de muncă pentru acest cel, pentru a putea să te ajute cât mai multă lume să înțeleagă și să crească și să reușească să treacă. Și nu e puțin. Adică sunt zeci de ani de muncă, 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 numai pentru asta. Deci nu pentru a trăi personal, nu pentru bucurii, nu pentru asta, asta e bucuria mea. Când văd că un om se trezește, asta e bucuria. Și Da, nu e trebuie bucuria. să înțelegem cu toții că aceste schimbări care se produc astăzi sunt ireversibile. Noi nu ne vom mai întoarce niciodată la ce a fost, dar trebuie să creăm o lume mai bună, pentru că dacă Dumnezeu ne-a lăsat în viață în perioada asta, înseamnă că avem fiecare o misiune. Și Adevăr. înseamnă că le putem duce. Pentru că așa se spune că nu-ți dă mai mult decât poți tu duce. Mă gândeam la o epistolă, la o vorbă a Sfântului Apostol Pavel, care apoi a intrat și în literatură, dar puțin schimbată. Dacă dragoste nu e, nimic nu sunt. Deci, dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Da.
Noi nu avem dragoste față de cei din jurul nostru. Cine suntem noi? Dacă nu avem Care e față postul de nostru? cei din jur, să știi că nu avem nici față de noi. Înseamnă că nu avem puterea de a iubi. Exact. Nu avem niciun rost. Tocmai. Și acest niciun rost se traduce prin rămânere pe nivelurile de 3D și mai jos de. De Nu. aceea, toată lumea te trădească și te iubească și te dea voie să iubească și natura și plante și animale și soare și zi și tot și te trăiască cu bucurie, să te treacă cu bucurie într-o lume minunată. Și cei Așa care fi de astăzi cunoscut. nu pot să simtă starea aia de iubire, trebuie să o ia până la urmă și ca pe o datorie. Dom'le, trebuie să iubesc pentru că și alții au construit viața mea și drumul meu cu iubire, ca eu să pot să trăiesc și să mă bucur de ce mă bucur astăzi. La fel, eu am obligația să iubesc și să construiesc și eu drumul mai departe. Și să-l facem cu iubire. Pentru Exact. că. Și mai frumos decât a fost al nostru. Că putem. O, va fi total altfel. Total altfel, însă te trece și încă un sfat. Pentru că te va putea să fie acum în funcție de deciziile cât sunt de mulți care te trezesc, cu atâta înclină balanța spre o traversare ușoară și a cât mai multora. Indiferent ce situații vin, te trece. Te face 4D-ul și important este să fim tot timpul conectați cu Dumnezeu. Pentru că pot să vină și situații neplăcute, nedorite, dar dacă în sufletul nostru punem lumină, cele neplăcute se dizolvă. Deci se dizolvă, să înțelegem că stăm puterea noastră și să mergem cu lumină și cu iubire mai departe. Da. Și îți mulțumesc că s-a putut să facem că Și eu îți mulțumesc. tot vorbim de Pot toate vorbi temele încă o și dată, o să le aduc aminte, să ia și să citească epistolele Apostolului Pavel și repet concluzia de acolo: dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. În săptămâna viitoare vă doresc să aveți dragoste multă pentru fiecare om de lângă voi, pentru părinții voștri, pentru copiii voștri, pentru prieteni, pentru vecini, pentru toată lumea, pentru că dacă voi trimiteți dragoste, dragoste vine înapoi. Exact. O să vă fie viața mult mai frumoasă și nu-i nevoie să investiți averi. Doar iubire. Atât. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și să ne revedem sănătoși la o nouă emisiune. Îți mulțumesc tare mult, Florentina. Mulțumesc, Olga, și mulțumesc tuturor Eu celor mă care retrag, dar sunt aici alături și meditez odată cu voi o seară minunată. Mulțumesc mult. Mulțumesc tuturor. Continuăm călătoria. Am înțeles cu toții că deja ne apropiem de momentele cele mai speciale ale existenței noastre aici, pe planeta Terra, a existenței noastre a tuturor. Și specia umană trece. Vor fi specii care nu trec. Multe. Din tot lotul de viețuitoare și de plante și de animăluțe, de gâze, funcție de vibrația la care sunt fiecare, la care au fost concepute și la care au ajuns acum, se face trecere. Și pentru că vreau să ajutăm să te faciliteze acest proces de trecere, o să te rog, în primul rând, să-ți iei poziția confortabilă, atât de confortabilă încât absolut nimic să nu poate să-ți perturbe starea de liniște. Inspir profund și rar. De câteva ori, abia apoi când simți poftă, încep să vizualizezi cu acuratețe, odată cu inspirația, lumină
calmă și pură se parcurge din creștet, până în vârsturile degetelor de la picioare, purificându-te. Să te simți de lumină, așa cum îi poți prea prea. Creat din lumină necreată, din lumină Dumnezeu. Uite și simți, ființă creată din lumină. Simți că ești parte din Dumnezeu. Venite undeva departe. Fie tine. Tu ești din Dumnezeu. Că ești particulă de Dumnezeu, că îl porți pe Dumnezeu în tine, care ești parte din Dumnezeu, ceea ce urmează să faci este să te reconectezi la Dumnezeu. După până acum, întrebările din tine căutau pe Dumnezeu cu mintea, îl căutau într-o formă fizică, îl căutau într-o formă unui vorbitor care să spună poveștile pe care dorei să le auzi. Tendința noastră era să-l căutăm ca un om mai mare, uriaș, dar tot om. În manifestare. Ori el este creatorul întregului. Atunci, întâlnește-te cu Dumnezeu în cel mai sacru loc din inima ta. În cel mai iubit loc într-o sufletul tău. Acolo unde sufletul tău simte că se poate manifesta cu toată bucuria și cu toată iubirea. Aș vrea să inspir de câteva ori. În preajma lui Dumnezeu, iubindu-te de El, cu mâinile întinse, frate tine cu Dumnezeu de mâini, inspiră lumină necreată și lasă să vină în toată ființa ta. Licăre în ochii tăi, să licăre în toată ființa ta și să simți emoția de a fi parcursă de lumină necreată, din creștet până în trânsă.
Lasă-te să simți că ești particulă de universalitate. Un pomo universalii. Pentru că ești creația lui Dumnezeu. Pentru că ești pretutindeni. Așa cum este întreaga creație a lui Dumnezeu. Pentru că El te poartă în El însuși și El este peste tot. Și inspiră forța universalității în toată ființa ta. Simte-te creație universală și magică. Creație universală care are potențial de creștere în divinitate, de creștere luminică. Lasă lumina în toate sectoarele ființei tale. Când devii lumină pură, și de acum înainte de integra lecțiile pentru care aveai nevoie de întuneric, deci nu vei mai avea nevoie de conexiunile cu întunericul. Iar atunci, tot ceea ce ai de făcut este să păstrezi starea de lumină și să crești în lumină. Și te las să vizualizezi structura ta luminică și să vezi cum se dilată la dimensiuni cosmice și cum umple întregul univers. Pentru că tu crești odată cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi toți. Rămâi numită. Pentru eternitate rămâi numită. Cum rămâi? Îți doresc iubirea devii lumină și să rămâi lumină. Îți ai voie ființă întreagă de lumină, timpurile care vin, să te ajute să urci în următorul plan. Opa, pe nostru bioluminic. Mulțumesc că ești aici, că faci posibil acest